ședință ordinară. Primarul Comunei Buști, în conformitate cu prevederile articolului 133, aliniatul 134, aliniatul 1, litera A, și articolul 196, aliniatul 1, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Buci în ședință publică ordinară în data de 30 mai 2022, cu ore 12 la sediul Căminului Cultural Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren aferentă lucrărilor pentru realizarea de extindere rețea electrică, zona Pumul Pădurii, localitatea Răcăuți, Comuna Buci, în județul Bacău, către SC Delgaz Grid SA, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului la apa potabilă cu taxă specială pentru serviciul public de alimentare cu apă al Comunei Buci, în județul Bacău, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2022, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de principiu favorabil pentru actualizarea planului urbanism general și a regulamentului local de urbanism. Comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din școala gimnazială Comuna Buciu pentru semestrul 2 al anului școlar 2021-2022, inițiator primarul comunei. 6. Diverse. Domnul președinte, vă rog să vă luați în serios activitate. Mulțumesc, domnul primar. Prezența fiind statutară, deschidem lucrările ședinței. Dragi colegi, pentru bună desfășurare a ședinței, aș vrea să punem la vot conținutul procesului verbal din la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! De asemenea, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc frumos! Având în vedere întrunirea membrilor comisiilor de specialitate în privind analiza proiectelor de hotărâre, de asemenea vi s-a prezentat și reprezentatul de motivare al inițiatorului proiectului, respectiv domnul primar al comunei. O să vă spun că nu vi s-a mai citi încă o dată referatul de motivare, și o să trecem direct la prezentarea proiectului de hotărâre de la numărul 1. Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui suprafețe de teren aferente lucrărilor de realizare de extindere rețea electrică, zona Drumul Pădurii, din localitatea Răcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău, către SC Delgaz Grid SA, inițiator primarul comunei. Dacă nu sunt obiecțiuni sau completări la respectivul proiect de hotărâre, supunem la vot. Rog pe doamna președinte a Comisiei de Specialitate să-și prezinte punctul de vedere. Mulțumesc. În perioadă. Mulțumesc. În urma consultării proiectului depus de către domnul Dumnezeu, hotărât, membrii Comisiei au fost de acord cu darea în folosință gratuită a acelei suprafețe de teren pentru lucrările de extindere de rețea electrică. Mulțumesc, doamna președintă. Dacă nu sunt obiecțiuni și sunt completări la proiectul de hotărâre, nu sunt. Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Luăm cronologic proiectul de hotărâre la punctul numărul 2, privind stabilirea prețului la apă potabilă ca taxă specială pentru serviciul public de alimentare cu apă al Comunei Buciu. Județul Bacău, inițiator primarul comunei. Doamna președintă de comisie, vă rog să vă prezentați punctul de vedere în urma analizei. Mulțumesc frumos! Membrii Comisiei Buget Finanțe au studiat acest proiect privind stabilirea prețului la apa potabilă și au dat aviz favorabil. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu!
De asemenea, dacă sunt obiecțiuni, sunt completări, nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Mulțumesc frumos! Proiectul de hotărâre la punctul numărul 3, privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022, inițiator primarul comunii. Doamna președinte a Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați punctul de vedere. Mulțumesc. Membrii Comisiei au studiat finanțarea activității de tip rezidențial al persoanei cu handicap și au vizat favorabil și acest proiect propus de domnul primar. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Obiecțiuni? Completări? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre la punctul numărul 3 a fost adoptat în unanimitate. Proiectul de hotărâre la punctul numărul 4 din ordinea de zi, privind aprobarea avizului de principiu favorabil pentru actualizarea planului urbanism general și a regulamentului local de urbanism, Comuna Bucim, Județul Bacău, inițiator primarul comunei. Doamna președinte de la Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați mă punct de vedere. Acestea, membrii Comisiei au dat aviz favorabil proiectului propus de către domnul primar. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Obiecțiuni, completări? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Proiectul de hotărâre de la numărul 5, privind aprobarea numărului și avantumului lunar al burselor de acordare a elevilor de școala gimnazială Comuna Buciu pentru semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Inițiator, primarul comunii. Obiecțiuni? Completări? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? De asemenea, proiectul numărul 5 a fost aprobat în unanimitate. La punctul numărul 6, diverse. Rog colegii să prezinte situația din perioada 30 din luna martie și până în data de 30, așa dacă au fost sau sunt probleme în teritoriu. Dacă nu sunt? Dacă nu sunt, vă mulțumesc pentru participare. Declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână bună.